pastilla da fisico. Generatorul electric, grupări de generatoare. Deseori avem nevoie de mai multe baterii pentru funcționarea diverselor dispozitive. Putem lega generatoarele în serie sau în paralel. Dar cum alegem tipul grupării? Generatorul electric este necesar alimentării consumatorilor din circuitele electrice. Acesta este simbolul convențional, unde plus și minus sunt bornele generatorului. Fiecare generator are o tensiune electromotoare și o rezistență interioară. Pentru două generatoare identice, având aceeași tensiune electromotoare și aceeași rezistență internă, legate în serie, generatorul echivalent are tensiunea electromotoare egală cu 2R, iar rezistența internă este 2R. Pentru N generatoare identice legate în serie, tensiunea electromotoare a generatorului echivalent este N, iar rezistența interioară este NR. Pentru generatoarele neidentice legate în serie, tensiunea electromotoare a generatorului echivalent este suma tensiunilor electromotoare a generatoarelor legate în serie, iar rezistența interioară este suma rezistențelor interioare a acestora. Intensitatea curentului electric pentru generatoare identice este NPR plus NR. În general, dacă generatoarele nu sunt identice, se folosesc expresiile tensiunii electromotoare și a rezistenței interioare pentru generatorul echivalent. Pentru două generatoare identice, având aceeași tensiune electromotoare și aceeași rezistență internă, legate în paralel, generatorul echivalent are tensiunea electromotoare egală cu E, iar rezistența internă este RP2. Pentru N generatoare identice legate în paralel, tensiunea electromotoare a generatorului echivalent este E, iar rezistența interioară este RPN. Pentru generatoarele neidentice legate în paralel, tensiunea electromotoare a generatorului echivalent și rezistența interioară se calculează conform formulelor. Intensitatea curentului electric pentru generatoare identice legate în paralel este EPR plus RPN. În general, dacă generatoarele nu sunt identice, se folosesc expresiile tensiunii electromotoare și a rezistenței interioare pentru generatorul echivalent.
pentru gruparea serie putem crește tensiunea electromotoare deoarece pentru generatorul echivalent acestea se adună, iar la gruparea paralel putem crește intensitatea curentului electric prin circuit deoarece scade rezistența internă a generatorului echivalent. Pentru a alimenta un bec la o baterie de cartofi ai nevoie de 4 sau 5 cartofi, cuie din zinc și din cupru, fire conductoare. Fixează în fiecare cartof câte un cui de zinc și un cui de cupru, care vor fi bornele. Leagă cartofii în serie folosind fire conductoare. Leagă becul la bateria de cartofi. 4 cartofii vor furniza aproximativ 2 volți. Generatoarele alimentează consumatorii din circuitele electrice. Un generator se caracterizează printr-o tensiune electromotoare și o rezistență internă. Dacă generatoarele sunt grupate în serie sau paralel, se calculează tensiunea electromotoare și rezistența internă a generatorului echivalent.